A fost promulgată legea care stabilește obligația conducătorilor de autovehicule de a folosi în timpul zilei pe toate categoriile de drumuri publice luminile de întâlnire sau luminile pentru circulație. Începând de vineri 16 iunie, șoferii vor fi obligați să folosească luminile de întâlnire sau luminile de circulație diurnă pe toate categoriile de drumuri publice din România. Modificările au fost promulgate de președintele Iohannis pe 12 iunie și publicate astăzi în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare în 3 zile. Astfel, articolul 44, alineatul 2, se modifică în felul următor. În circulația pe toate categoriile de drumuri publice, conducătorii de autovehicule și tractoare agricole sau forestiere sunt obligați să folosească și în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă. Totodată, articolul 108 alineatul 1, litera A, punctul 7, prevede sancțiuni pentru cei care nu respectă această obligație. Astfel, nerespectarea obligației de a folosi și pe timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă pe toate categoriile de drumuri publice atrage după sine sancțiunea unei amenzi și 2 puncte de penalizare. În trecut, legea prevedea obligația folosirii în timpul zilei a luminilor de întâlnire sau a luminilor pentru circulația diurnă doar pe autostrăzi, pe drumurile expres și pe cele naționale europene, relatează bizbrașov.ro.